știu cum să vă facă să căpătați curaj și acea compasiune față de omul aflat într-un pat de spital sau de altceva. Elevii au luat cu asalt standurile de meserii, unde au primit informații interesante și utile despre posibilele profesii pe care ar putea să le urmeze. Cei interesați au putut pune întrebări profesioniștilor din diverse domenii, care au răspuns pozitiv invitației organizatorilor. E o acțiune foarte bine gândită pentru că ne ajută pe noi să ne hotărâm în ceea ce vrem să urmăm mai departe. Cred că sunt oameni bine pregătiți care și-au rupt din timpul dumnealor pentru a veni să ne spună cum decurge meseria. Informațiile sunt bine transmise, am reușit să punem întrebări, oamenii sunt destul de empatici. Ai reușit să te și dumirești din ce direcție ai? Da, oarecum eu sunt hotărâtă spre economie, dar având în vedere că medicina e foarte căutată, nu se știe niciodată. De fiecare dată este ceva nou, avem ceva de învățat și e o surpriză plăcută pentru școala noastră. E atractivă vi se pare o profesie în administrația locală? Din câte am auzit, m-a fascinat tot subiectul, deci cred că aș merge pe acest domeniu. Activitatea a fost bine primită și de profesioniștii invitați la Forumul Meseriilor, oamenii din administrație cu profesii liberale sau activități economice căutate pe piața muncii s-au declarat încântați de interesul copiilor. Sunt foarte interesat, sunt plăcut surprins să constat că și tinerii sunt foarte pregătiți și m-aș bucura foarte mult să vină în domeniul ăsta pentru că, din păcate, sunt foarte multe resurse, dar cei care au lucrat și s-au format în administrația publică au părăsit sistemul. Surpriza mea este că observ, cu toate că este liceu teoretic, la standul nostru, la standul Direcției Agricole, s-au prezentat și se prezintă în continuare foarte mulți elevi, ceea ce denotă că sunt interesați de accesarea de fonduri europene, de meseria de agricultor. Din ceea ce am constatat și astăzi la această întâlnire, se pare că domeniul sănătate și asistență pedagogică reprezintă în continuare o oportunitate pentru tineri și prezintă interes, dar în special mai mult pentru fete și mai puțin pentru băieți. Participarea la Forumul Meseriilor s-a dovedit una extrem de importantă atât din partea profesioniștilor cât și a tinerilor care se pregătesc să îmbrățișeze o meserie. Manifestarea își dorește să vină în sprijinul elevilor și își propune să le arate acestora diverse oportunități profesionale. Este a treia ediție a Forumului de Meserii de la Liceul Teoretic Petre Pandrea Bal și am avut o întrerupere de câțiva ani. L-am reluat anul trecut ca o activitate cerută de elevi, o activitate în care fiecare elev are posibilitatea să-și întâlnească domeniul spre care tinde, să fie un domeniu în care va lucra, în care va munci, în același timp în care poate să se intereseze și să vadă care sunt și alte domenii de activitate, care sunt avantajele, dezavantajele fiecărui domeniu, ce înseamnă o dezvoltare în carieră, ce înseamnă trecerea de la un domeniu la altul. Activitățile de genul acesta, de orientare a copiilor pentru viitoarea carieră pe care și-o doresc să o urmeze, consider că sunt deosebit de importante, întrucât copiii pot să își lămurească foarte multe semne de întrebare pe care le au legate de fiecare profesie în parte, deoarece aici se întâlnesc cu specialiști din fiecare domeniu și pot liber, față în față, să spună orice fel de probleme pe care ei nu le au lămurite în mintea lor. Organizatorii Forumului Meseriilor de la Liceul Teoretic Petre Pandrea iau în calcul ca pe viitor să deschidă porțile acestei manifestări pentru toți tinerii din Balș interesați să descopere diverse meserii.